Sărbătoarea consacrată zilei personale a funcționarului public de Raionul Tevenești se declară deschisă. În primul rând, funcționarii noștri publici, prin munca lor zi de zi, au
Trebuie să avem acolo lucrări la buget. Că acolo ce se permite să traduci în viață acele programe, acele proiecte care noi le-am inițiat. Și vreau să zic că în acest respect, în fiecare practică localitate, ceva s-a făcut și s-a făcut în Bulgaria, unul mai puțin, unul mai multe. Deci s-au reparat procesul de drum, s-au construit atitudini, s-au gazificat, continuăm gazificarea localităților. Deci s-au reparat, continuăm reparații în școli, în grădinițe, în lăcașul de cultură, lăcașul sine, deci nu știu acolo, nu știu cum de funcția. Deci asta merge. Foarte multe lucruri s-au făcut în domeniul culturii, așa sportul, deci copiii noștri care vedează școala de art, clasă, centrul de creație, școala de muzică, deci ne-au dus și la școala sportivă, deci ne-au dus la competițiile regionale, multe premii, deci diplome. S-au fost organizate multe măsuri de rang regional, au participat deci artiști restauratori, tineri, poieți, și așa mai departe. Deci tot asta se face, este organizat de cineva. Și așa cineva sunt piesă dumneavoastră, cei care fac funcții publice. Eu am spus și am trecut că acum că am fost în momentul să văd de ziua mie, nu știam să scalori profesii foarte de. Deci omul prima dată când procură pe mână și un cireu. Era mâncarea, și-o șupta coza de mâncare și când mănânc în mânsul tare colpincul și care se lasă de casă. Dar până la urmă cineva trebuie să conduc cu oamenii cei care au făcut o familie, un timp, un grup de oameni, trebuie ceva. Ei nu sunt mai puterea publică, dar atunci mai grăzori și-au fost un dinăceare, știi? Dar fără mai ceare și un timp de trăit, așa e un mic om. Și vreau să zic eu tot cu fiind, că toată viața m-a curat în lumea reală, dar am 10 ani în publici, e greu lucrul ăsta, fiindcă mai ales sunt primari, și deci lucrătorii primării, deci funcționarea noastră din servicii, deci secțiile regionale, avem în fiecare zi de deci, lucruri cu oameni. Dar este cel mai greu. Și de obicei se adresează oameni cu probleme, deci anumite dificultăți și noi suntem acei care trebuie să aducem lucrurile. Eu vreau să dat că la nivel de publică am spus, nu știu ce, dar nu se servează, dar am făcut un nou uitat în Izolația Națională, de fiecare eu am să nu o fac. Cred că e legat de situația asta noastră în țară, pentru că noi, în Moldovenie, tot viața am făcut primul, totuși căutăm. Și poate e legat cu asta, dar eu cum și în Republică lucrurile merg, s-a stabilizat situația politică, mi-a știți, a fost un guvern nou, au venit alții în jur de Parlamentul, tineri în partea în jur de Guvernul, să sperăm că lucrurile vieții și acele probleme și acele proiecte care au fost începute și cum nu toată de ziua zic, trebuie să-i vorbim și nu vezi că se face ceva în Republica asta. Am zis la Dumnezeu, mi-a dat timpul bun, o să fie roadă, pentru că avem o direcție agricolă cu, deci, organizată împreună cu vicele de economie, o întâlnire cu producători agricoli, care n-au mai găsit ce își vedeți așa traducăm. Și dacă o să fie roadă să avem bani în buget, o să avem posibilități de a ne făcut și în viața acest program, proiect care nu realizat. Eu vreau să vă mulțumesc din partea mea și a conducerea de unul pentru lucrurile faceți. Vă doresc sănătate, curaj, cinste și, cum se zice, o armonie perfectă între sperați și rezerve. Și de sărbătoare, deci am ieșit și noi în dispoziție, așa că, cum la fel să vă dați soc, mai evidențează niște colegi de-a noștri. Deci, ce vreți să știți așa, să vă văd eu? Deci, modest așa de posibilități care avem, noi sunteți cei care lucrați în domeniu și știți care este situația financiară noastră, conceptul, dar ieșim ce este, deci puțin să vă mulțumesc la ce știți. Dispoziția numărul 82, privire la sărbătoarea profesională ziua funcționarul public. Pentru marcarea sărbătorii profesionale ziua funcționarul public, emit dispoziția. Se decelea semnul de gratitudine Consiliului Înalt, după cum urmează. Pentru rezultate remarcabile în domeniul atragerii investițiilor și asigurarea programelor social-economice, corpului de funcționari publici din primăriei, Corocel, primar Bogdan Nicolae. Cinci
premieri. Primăriilor nominalizate se pot de mărire cu 600 de lei. Un tubier pentru colaborare fructuoasă cu serviciile publice, desconcentrați autorități publice locale, vederea realizărilor problemelor de interes comun, se acordă de gratitud următorilor conducători. Rusul, Luba, dr. Zorezinie.
anul trecut, în 2012, a fost adoptat și hotărârea Guvernului privind stabilirea zilei autonomiei locale și a lucrătorilor din administrația publică, deoarece primarii, persoane cu demnitate publică au fost, să zicem, stabilirea zilei funcționarilor publici puțin așa, să zic eu, mai lăsați așa în umbră. De aceea să știți că 1 februarie se va sărbători și ziua autonomiei locale și lucrătorilor din administrația publică. În legătură cu ziua de astăzi, deoarece sunt prezenți mai mulți funcționari publici, vreau din partea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat să vă urez cât mai multă sănătate, pentru că, într-adevăr, serviciul în care activați dumneavoastră necesită foarte multă sănătate și răbdare. Dar una este legată de alta. Să vă urez cât mai multă inițiativă, dar fiind faptul că avem, că cei chiar care dacă servim în funcții de demnitate publică, oricum avem grade funcționari publici, să avem cât mai multă idei și inovație. Dar fiind faptul că de aici, mai departe, este succesul realizărilor care îl așteaptă de la noi societatea. Să aveți familii care să vă înțeleagă permanent, pentru că nu tot timpul fiți, adică în detrimentul lor să fiți la serviciu și nu alături de familie. Și permanent să știți că rezultatele dumneavoastră vă sunt apreciate anume de cei care vă respectă serviciul dumneavoastră, adică din populația din jurul nostru. Să încercăm să rezolvăm problemele societății noi, pentru că de noi depinde, de fapt, climatul social normal în jurul nostru. Vă urăm succes în continuare, prosperare, la mai mulți și la mai mari, să nu vă opriți la calitatea de funcționar public de clasa a treia, dar să fiți consilier de stat de clasa a doua, consilier al Republicii Moldova și așa mai departe. Succes în continuare tuturor serviciilor. Eu, de fapt, am expediat mesajul și primăriilor și serviciilor. Vă rog mult să transmiteți felicitările la noastre, să ne bucurăm de timpul care este, pentru că am trecut cam triști, am fost la anul ăsta, suntem triști, trebuie să trășim, dar să ne bucurăm de tot ce este în jurul nostru, de fiecare clip de aici. De fapt, este succesul nostru să mergem pe drum și să zâmbim. O să zâmbească și cei din jur. Sănătate, mult și succes!
Trebuie să iau cuvântul ceva, da? Bine. Mersi mult. Sper să vă prindere. Desigur, da? Mai e greu de când nu prindere. Stimați colegii, desigur, luându-ne cu măzirență că avem și noi, la câta ediție este sărbătoarea noastră, a doilea an, da? Așa am și eu, sunt aici prin întreierele noastre, ca funcționar public, dar, desigur, ne-am intercalat în această activitate, cred că eu că n-a fost pentru mine ceva nou, de fapt, ceva mai încărcat în activitate. Dar, ne străduim și noi să facem cerințe lucrurilor. Deja domnul președinte a menționat în discursul de-a lui că avem și performanțe. Desigur, nu vreau să ne lăudăm la ziua funcționarului public, dar profit și eu din moment să spun că, într-adevăr, cu instituțiile noastre avem cu ce ne lăuda, cu deosebire cu instituțiile de învățământ artistic, la diferite manifestații, atât de nivel raional, cât și național, venim cu premii extraordinare, primele trei locuri garantat sunt plasate pentru tineriști. Și nu numai în acest domeniu, în acest gen, de fapt, avem și performanțe în activitatea căminilor de cultură, în activitatea bibliotecilor. Am câștigat un proiect care ne bucură foarte mult din toate raionele, cinci raioane care au câștigat, printre ele suntem și noi, Gelenești. Am fost la o vizită de studiu recent, săptămâna trecută, la România, ca să luăm și ceva performanță, să le implementăm la activitatea instituțiilor de cultură, nu numai bibliotecilor, cât și instituțiilor de cultură. Recent, peste două săptămâni și colega mea pleacă la prima optică ca să aibă tot o vizită de studiu, ca să putem să implementăm aceste bune practici în activitatea instituțiilor de cultură din raion. Avem o colaborare, desigur, cu colegii din toate direcțiile, secțiile. Nu vreau decât să vă felicit și eu, dumneavoastră, cu sărbătoarea funcționarului public. Să vă dorim succese în activitatea ce o faceți zi de zi. Mersi! Pentru Lilian Balan va continua programul cu cântecele Viața e frumoasă și